Noi suntem la 10-a ediție în județul Suceava la Retroparada Primăverii. Avem cam în jur de 60 de mașini, se poate vedea. Și vreau să mulțumesc conducerii Iulius Mol pentru că ne-a primit în spațiul ăsta, în situația actuală. Participanții, da, majoritatea sunt din clubul de la Suceava, dar avem colegi veniți de la Neamț, de la Bacău, Iași și Botoșani. Să vă spun, cele mai multe mașini atestate în România sunt Mercedes-urile. La mare distanță sunt Dacia, gama mașinilor românești. Este cea mai veche Dacia din lume, având seria de șasiul 002. Ea la bază este un Renault 12 autentic, importat din Franța ca și CKD. Mașinile au fost echipate cu motor și cutie în România, dar conform emblemelor și toate documentelor, ea la bază este un autentic Renault 12, ceea ce dovedește faptul că este și cel mai vechi Renault 12 din toată lumea. Evident, în 2019, când s-au împlinit 50 de ani de la producerea lui Renault 12, am fost invitați în Franța la Ladus, unde a fost întrunirea internațională a tuturor posesorilor de Dacia 1300 și Renault 12, unde au participat în jur de 14 țări, vreo 100 și ceva de mașini, după care francezii au zis... Au venit românii și ne-au bătut la noi acasă, în contextul în care 6 participanți, 4 au luat locul întâi, 1 locul 2, iar eu am luat best of show. Da, am văzut alea două de acolo, sunt foarte frumoase, Volvo, Jaguar, nu prea vedem la noi așa ceva. Și mare majoritate nu știu de pe vremuri, astea din anii 80-90. Deosebită. Bravo celor care le întrețin, bravo celor care le au. Mașinile investite de... în ele. Absolut. E o pasiune de viață.